seara, dragilor! Bine v-am regăsit la emisiunea Ego Life. Știu că vă place foarte mult, primim atâtea mesaje din partea voastră. Știu că v-a plăcut emisiunea despre case și Feng Shui. Mulțumesc mult de tot pentru comentarii și de data aceasta am din nou un subiect foarte interesant. Un subiect care ține foarte mult de femei, de cine suntem noi, de poziția noastră în societate, de felul în care interacționăm și reacționăm cu oamenii din jur sau doar felul în care ne privim în oglindă. Da, vorbim despre feminitate în seara asta și cu cine oare? Păi cu încă două blonde, asta e, blondes have more fun, se spune, dar cu două femei foarte frumoase și extrem de inteligente și foarte active, mame, au fiecare câte două fiice, eu am făcut doar una, dar pentru că suntem mame de fete, vrem să știm cum să ne educăm fetele ca să răzbească în societatea de astăzi, societate care s-a schimbat foarte mult, cel puțin de când eram eu mică și de când primeam cei 7 ani de acasă ca educație, s-a schimbat foarte mult. Dar despre asta o să vorbim cu Giulia Nahmani și cu Ludmila Jalo și vă mulțumesc mult de tot că ați venit în seara asta alături de mine ca să vorbim despre noi. Mulțumim foarte mult, Dana, pentru invitație. Ne bucurăm să fim aici în această seară minunată. Tocmai ce ți-am spus că îmi place foarte mult decorul. Ambientul, foarte frumos. Da. Ești frumoasă ca de obicei. Mulțumesc. Și voi la fel. Da. Adevărul e că decorul acesta a fost realizat de către un arhitect tânăr, de către un bărbat. Deci, iată, cred că un bărbat care a reușit să ne cunoască secretele feminine. Care are totuși o doză de energie feminină, pentru că noi suntem yin și yang, feminin, masculin, lunar, solar. Corect. Și noi trebuie mereu, adică avem în noi și partea feminină, dar și partea masculină. Dar important este să știm să amplificăm noi ca și femei partea noastră feminină. Aha! Păi stai puțin! Acum, Ludmila, te rog frumos să-mi spui, apropo de ce a spus acum Giulia, că trebuie să amplificăm partea noastră feminină, dar eu văd, cel puțin eu văd că în societatea de astăzi, parcă femeile nu mai vor să amplifice latura feminină. Ele țin foarte mult de latura masculină, vor să arate și se simt așa foarte masculine și nu înțeleg de ce, adică de unde provine această schimbare în mentalitatea femeilor. În primul rând, trebuie să știm că în fiecare dintre noi există o parte masculină și o parte feminină. Exact. Partea dreaptă a corpului nostru este legată de masculinitatea din noi, de acțiune, de perseverență, de ambiție și avem nevoie și de aceste calități dacă vrem să ne manifestăm, dacă vrem să ne impunem. Și atunci când trebuie să amplificăm, exact ce spune Giulia, trebuie să recurgem la partea stângă, la partea corpului care răspunde de ce a creat bunul Dumnezeu din moș trămoș ce s-a transmis, o să discutăm astăzi ce s-a transmis bine, ce nu s-a transmis bine și atunci trebuie să tindem către un echilibru, dar pentru că tendința modernă este să scoată în evidență că femeia poate fi... E egală cu bărbatul, ba chiar l-a și depășit. Da, și e evident că promovând această independență a femeii financiară, emoțională și că femeia le poate face pe toate singură, trecem un pic în feminism și înhățăm prea multă energie masculină și fără să vrem, trebuie să avem grijă să o amplificăm. Să o amplificăm, să fie chiar un pic mai mult. Eu aș pune un 70% să încercăm să fim feminine, pentru că energia aceasta și hrănește bărbatul, îl motivează. Avem această creativitate care ne ajută să răzbim în toate sferele vieții. Și dacă cândva noi am pornit de la patriarhatul în care femeia a fost dominată, agresată, în care nu a putut să se manifeste, umilită, ținută acolo sub papuc. Da, astăzi că tot ai pus întrebarea de ce oare femeilor este frică să-și manifeste feminitatea, tocmai din ideea de a nu fi rănite, de a nu fi depășită această limită, că totuși merităm să fim apreciate, să fim răsfățate, să putem să ne arătăm frumusețea sufletului, a trupului și să hrănim, că de fapt noi femeile cu energia noastră hrănim tot ce se întâmplă în jur. Exact. Inclusiv partenerii, inclusiv copiii, inclusiv și numai prin faptul că bunul Dumnezeu ne-a creat, că noi însă ne putem încărca la modul direct, energetic, din orice sursă pe care o avem în jurul nostru. Și dacă noi avem acest dar,
De la noi pleacă și iubirea de sine, de la noi pleacă iubirea în jurul nostru, frumusețea, independența, n-aș spune financiară, că în orice casă, în orice cuplu, bărbatul trebuie să aducă cei mai mulți bani. Dar o să discutăm. De Julia nu este de acord cu ce ai spus tu aici cu chestia asta. Eu cred că, adică ai întrebat de ce s-a întâmplat ca femeia să devină mai puțin feminină în da, mie mi se pare că s-a pierdut lucrul acesta. S-a pierdut foarte mult și asta devine este societatea. Pentru că tocmai ce a spus Ludmila, femeile încercând să-și arate independența, că sunt puternice. Și eu sunt de părere că o femeie poate să fie independentă, foarte inteligentă și foarte și să reușească, să aibă o reușită foarte mare, dar eu cred că trebuie să știi cum să o faci, pentru că în momentul când mergi prea mult, când nu mai este acel echilibru, atunci de aceea foarte multe femei sunt singure. Așa. Foarte multe femei sunt singure și vorbesc prietenele de ale mele, femei frumoase, inteligente, independente, femei care au absolut tot. Este foarte bine așa, dar totuși bărbaților au nevoie să simtă că ei sunt bărbați. Și în momentul când tu, ca și femeie, îi arăți lui că tu, de fapt, nu ai nevoie de el, momentul ăla l-ai pierdut. Și atunci femeia trebuie să aibă suficientă înțelepciune, Îndemânare, creativitate, atitudini, răbdare, diplomație, aș zice eu, exact. Tact, foarte mult. Pentru că trebuie să știi când să vorbești și când să taci. Exact. Și fluiditate în a juca la modul direct diferite roluri. Pentru că suntem mame, exact. Suntem soții, suntem femei iubite, da? Și mai departe suntem și antreprenoare. Și atunci dacă nu putem îmbina aceste roluri, dacă nu dezbrăcăm haina la ușă când venim acasă ca iubită și ca mamă și când trebuie, vorbeam de echilibru între energia masculină și feminină, avem nevoie de amândouă. Dar dacă noi vom coborâ la rădăcini, ne vom gândi că avem o intuiție feminină, avem acel simț. Așa. Când tu îți dai seama ceva nu merge. Shakti este energia feminină cosmică, care este în noi și este în fiecare dintre noi și trebuie să amplificăm această energie cosmică și cu cât o amplificăm mai mult, devenim practic una cu sursa noastră creatoare. Am înțeles. Da, acum eu intervin, că eu știu că amândouă cunoașteți pașii pe care putem fiecare dintre noi să-i urmăm și am să vă rog să-i divulgați aici, pentru că tu știu că faci niște lucruri și tu, Julia, la fel faci și tu alte lucruri, dar așa cum spunea Ludmila, că v-ați urmărit una pe alta pe Instagram, sunt interconectate. Și atunci, uite, te întreb pe tine, Julia, tu ce faci ca să amplifici această relație cosmică cu... Întâi eu o fac prin practica yoga. Okay. Și când mă refer la practica yoga, nu mă refer la acea practică care a devenit ca o gimnastică. Mm-hmm. N-are nicio legătură, pentru că yoga este o știință străveche de mii de ani. Iar yoga pe care o practic eu este cea veche de mii de ani, a lui Patanjali. Și practic lucrăm la centrele de forță. Okay? Noi avem 7 centri de forță. Chakrele, cum spunem noi, da. Și și este extrem de important ca acești centri de forță să fie aliniate, să fie activate și dinamizate. În momentul că dacă avem un centru de forță care este blocat, în momentul acela nimic nu mai funcționează cum trebuie. De aceea foarte multe femei care au probleme cu infertilitate au svadhisthana chakra, care este două degete sub ombilic, care este blocată. Și de aceea sunt exerciții speciale care se pot face pentru a debloca și ca energiile astea să curgă. Și în momentul când energiile curg, este efectiv ca o lumină, este Shushumna Nadi, care este efectiv în coloana noastră vertebrală și urcă în sus această energie. Noi vrem să ridicăm, să sublimăm această energie. Și energia trebuie să fie conectată cu pământul, nu? Exact. Avem această... Să-ți dau un exemplu foarte clar. Când avem anumite momente, și le avem cu toții, da. Momente când ne simțim obosite, fără vlagă,
fără triste. Nu avem ne place această... de noi. Da, suntem urâte, suntem grase, exact, suntem bătrâne, nu ne mai iubește negru. Nimeni. Da, și avem această energie care este foarte, se numește tamas. Te ține acolo. Energie de vibrație joasă. Aha, exact, așa. Energie de vibrație joasă. Mm-hmm. E, noi vrem să ridicăm aceasta. Resatva. Exact, să devenim satvici. Adică să devină o energie satvică, să o ridicăm, să o sublimăm și există tehnici. Una dintre tehnicile pe care eu o fac zilnic se numește Udiana Bandha. Respirația pântecului. Exact. Wow. Poate și Ludmila să explice mai mult despre asta, pentru că ce se întâmplă în momentul când, bine, eu pot să putem poate să și să exemplificăm, chiar dar practic rog, da. avem această energie pe care noi în momentul când o sublimăm și o ridicăm în sus și o facem într-un mod conștient și o aducem spre Ajna Chakra, care este al treilea ochi, spre intuiție, sau în Shahasrara, care este chakra coroană, în momentul ăla am ridicat și toate energiile alea care au fost de frecvență joase s-au sublimat, s-au transformat. Practic. Am înțeles. Și nu mai este această energie care este numai așa. Din momentul ăla devii, gata, ai idei, devii creativă. Dar trebuie să ai o putere mentală pentru asta, adică trebuie să știi să-ți controlezi mintea. Da, întâi și întâi trebuie să ai o cunoaștere. Pentru o cunoaștere. Că fără cunoaștere, okay, n-ai cum, trebuie să înțelegi despre ce este vorba, să înțelegi baza și înțelegi cât de important este să și crezi în asta, să absolut, fii convins că nu ai credință. Sunt multe persoane care acum poate spun, yoga, e o chestie de-aia asiatico, fantastico, știi, înțelegi că știi că lumea aceasta are chestia Ludmila asta, poate dar să Ludmila, explice. Da, chiar te rog, acum uite, pasă mingea în terenul tău, că ea și ea mi-a trimis niște filme pe mail cu niște exerciții fix pentru zona pântecului, pentru că ea a văzut la mine că sunt foarte dinamică, dar a văzut și oboseala din mine și stresul și agitația, plus că eu în ultima perioadă am tot vorbit despre faptul că la 52 de ani am intrat în menopauză, am niște schimbări hormonale, am început aici să fac un colăcel pe care nu mai reușesc să-l dau jos. Există o explicație Există, pentru nu? Asta. Sigur, este un blocaj energetic păi acolo. Eu nu mănânc mult, înțelegi? Deci nu e vorba de a mânca. Deci nu! Aha, nu. Și atunci, ce aș putea să fac? Eu aș porni în primul rând de la dorința de cunoaștere, înainte de cunoaștere, la dorința, la asumarea fiecărei femei care trebuie să simtă că ajunge într-un moment în care ceva nu este în regulă. Okay. În momentul în care adunăm asupra corpului ceva în plus, se numesc emoții reprimate și lăsate în corp și așa anumite blocaje energetice. De ce? Pentru că femeia modernă astăzi este mult în cap, ea gândește, ea procesează. Mental, ea este mental. Foarte mult în energie masculină, pentru că bărbații sunt logici, da? Bărbații sunt cei care iau decizii, iar noi femeile suntem pe emoții, pe creativitate. Și ce spunea Giulia, eu pornind de la meseria mea de bază psiholog, ceea ce înseamnă o altă știință de a lucra cu sufletul în primul rând, în cadrul școlii feminității, cursurile de bază lucrează pe fiecare centru energetic despre ce vorbea Giulia, de aceea ne interconectăm. Da. Și în momentul în care scoți din corp aceste emoții reprimate la nivelul centrului inimii, unde aici sunt trădările, emoțiile și supărările pe tată, pe bărbați, emoții. Când coborâm la chakra sexualității, este rușinea, vinovăția și sunt niște sentimente care se transformă, se somatizează ulterior în bolile care sunt în continuă dezvoltare acum. Și de ce? Pentru că femeile nu își dau voie să-și manifeste feminitatea, sexualitatea. Sexualitate nu înseamnă să fii cât mai dezgolită, da? Sexualitate înseamnă energie creatoare. Exact atunci când vorbim de Udiana Bandha și de această una dintre tehnici, pântecul a fost din toate timpurile un loc sacru al nostru feminin și cu cât îl mișcăm, cu atât este mai bine și de aceea pornim de la conectarea cu pământul, urcăm spre chakra sexualității, ajungem la emoții, la intuiție și conectarea cu universul. Practic, noi femeile ne încărcăm din două surse, de jos din pământ și de sus.
Aha. Și de aceea, lucrând ca și psiholog, dar ca și trainer în feminitate, am școala are peste 10 ani, doar 2 ani în România, am văzut că cele mai multe rezultate sunt ca atunci când lucrăm prin corp, exerciții speciale în care chiar trebuie și transcrit. Trebuie practic. Să practici. Deci nu există doar partea teoretică. Exact. Putem să avem această cunoaștere teoretică, dar până nu facem acest efort, între ghilimele, efectiv să lucrez, atunci nu vezi nicio diferență. Doar atunci poți să vezi cum evoluezi și cum practic te transformi. Și transformarea aceasta, Ludmila, cu siguranță ești de acord cu mine, se produce foarte subtil, dar foarte puternic și se vede, adică la nivel de... Nu știu cum se explică asta. Se vede în ochi. Se vede în aura, în aura. Chiar dacă nu poți să vezi aura propriu zis, când cineva te va vedea pe tine, Dana, de exemplu, după ce vei face câteva ședințe de Uniana Banda, să spunem, într-un mod repetat sau alte exerciții. Sau care, exercițiile pe care le recomandă Ludmila. Sigur că da, sau exercițiile pe care le recomandă Ludmila. Atunci oamenii vor veni la tine și vor spune, Dana, dar ce ai făcut? Da. Cum te arăți așa de bine? Dar de fapt nu e vorba de a arăta bine. E la nivel energetic. Se simte. E dincolo de aparențe. Și ce se întâmplă? Când în momentul în care lucrăm cu corpul, acea gimnastică hormonală care o recomand de la vârste fragede, de la 18 ani. Chiar vreau să te întreb când este momentul propice de a păși pe drumul ăsta al evaluării personale și de a, știți, să ne încărcăm cu această energie feminină. Păi, odată cu primul ciclu menstrual, este necesar, pentru că, cu părere de rău, astăzi fetițele de la 10 ani au prima menstruație care nu este normală. Și asta pornește și de la alimentația cu hormoni, da? Cu hormoni injectați în carne și laptele, care nu mai sunt aceleași surse. Dar în momentul în care noi lucrăm în corpul nostru și pornim de jos, și inclusiv în mașină, când încordezi partea din față, apoi nu șomești, nu butonezi telefonul. Aș vini mudra. Reacția sfincterului... În momentul în care lucrezi cu musculatura perineului și știind că tot stresul feminin se adună în coapse, în bazin, de ce femeile acumulează grăsime și kilograme în plus, pântec și bazin cel mai mult? Pentru că această zonă trebuie de-a dreptul scuturată. Sunt exerciții care durează de la o jumătate de oră, o oră, în care transpiri, în care scuturi, în care eliberezi, uneori cu lacrimi, vă spun ca și psiholog, că dureri multiple sunt de la vindecări în relații cu mama, cu tata, că de aici pleacă reprimarea feminității. Wow. Transmisă din moș strămoș, poate să nu fie frica noastră de bărbați, de agresivitate, poate să fie preluată prin mame, de bunici și mentalitatea asta și că bărbații de subconștient, chiar dacă, chiar dacă noi spunem, da, sunt foarte bine, dar de fapt undeva la alt, pe alt plan, pentru că avem mai multe corpuri, avem corpul nostru fizic, corpul nostru astral, eteric, cauzal și așa mai departe, avem mult mai multe, suntem ca o ceapă. Dar ceea ce vedem noi este doar primul strat. Sigur că da. Sau al doilea, cel sigur mult. Sigur că da, și noi trebuie să mergem dincolo. Da. Aha. De aceea. Deci în primul rând trebuie să lucrăm cu corpul. Lucrăm deci cu corpul. Femeia modernă este o femeie mai sedentară față de cum erau strămoșii noștri. Și atunci trebuie să încercăm de ce femeile își amplificau energia grupându-se în așa numitele șezători. Se întâlneau, cântau, dansau. Da. Dacă ne întoarcem un pic la bunicile și străbunicile, da, care încercau totuși, în puținul timp care îl aveau, să se bucure una pe alta. Sinceritatea asta de a te îmbrățișa, de a spune un compliment. Astăzi ne lovim de o răutate feminină. De o invidie, de comparație. Da. Deci totul parcă a devenit numai interes, adică nu mai există această bucurie, dar autentică, adevărată de femeie. Adică de dacă surul? Eu te văd pe tine, Dana, sau pe tine, Ludmila, eu mă bucur din suflet, vă văd frumoase, vă văd radiând și pe mine, mă bucură pe mine, pe ființa mea, nu Giulia, sufletul meu, mă bucură acest lucru. Eu și aș vrea cauză. Să văd mai multe femei de genul acesta. Corect. Dar poate o altă femeie care nu are încredere în ea ar vede asta ca fiind o... cum să spune, nu s-ar simți bine și atunci are acea, poate o, are o frustrare, o frustrare, o, exact. Și invidie. Exact, și adevărul e că în ultima perioadă, noi cel puțin femeile, nu știu, Giulia, cum ești tu, dar pe social media, pe rețelele de socializare, pe Instagram, pe Facebook, eu măcar am norocul că, hai să zic, nu știu, 80% dintre persoane
vorbesc frumos. Și eu am acest noroc. Așa, dar mai sunt și băgătorii dar de seamă. Știți de ce? Pentru că noi oglindim ceea ce transmitem. Există legea ale universului. Așa. Ceea, cum ești tu, da, de fapt, atragi persoanele. Fiecare te ajută să te vindeci. Da? Adică niște lecții karmice prin care trebuie să treci, uneori sunt dureroase, dar tu evoluezi în fiecare zi dacă ești o femeie asumată. Dacă înțelegi că din toate timpurile înțeleptele satului sau regiunii erau femei bătrâne, atot știutoare, nu bărbați, ci femei, care se conectau cu energia lunii, care mergeau la apă și știau aceste tradiții. Eu încerc să le transmit în cursuri și în întâlnirile feminine, să ne conectăm cu sursa, în picioarele goale pe pământ. Da, să te conectezi cu apa, să fii fluidă, să poți să treci la extrema cealaltă. Să treci la un alt nivel, la un alt nivel de conștiință. Despre asta este vorba. Ok, dar acum eu vă întreb. Eu ca femeie vreau să cunosc, pun în practică și ajung la un alt nivel de conștiință. Da? Deci fac lucrurile acestea și poate vin la tine să fac yoga și poate vin la tine la școala feminității ca să dezvolt latura asta mea. Dar când ajung acasă, mă lovesc iar de pereți, de prejudecăți, de bărbatul care, nu vorbesc despre bărbatul meu, vorbesc în general, de bărbatul care, ai 50 de ani, cine naiba se mai uită la tine, ești bătrână, ești cu picior în groapă, sau știi, sau, dar de ce ți-ai pus rochia asta cu buline, ce te crezi tu, fecioară, înțelegi? Eu încerc să mă gândesc la toate lucrurile astea care știu că femeile le primesc. Zi de zi le primesc. Ai mare dreptate. Primesc chestia asta. Este... Te duci pe social media, vezi toate pozele prelucrate. Nu știu ce. Și tu te uiți la tine și zici: mi-a mai apărut un rid, mi-au căzut sânii, am făcut burtă, aoleo, ce mă fac? Și nu, adică mie asta îmi place la tine, că tu spui lucrurilor pe nume. Păi da, dar asta dar e ca... Ideea este cu o femeie care începe să lucreze cu corpul ei și conștientă de feminitate, care înseamnă unicitate, să se accepte fiecare femeie frumoasă în felul său, capătă acea putere interioară, că nu mai dărâmă nimic în jur. Nu te mai... Deci femeia care a eliberat sufletul de emoții negative, a eliberat blocajele energetice care țin de sexualitate și feminitate, nu oprești nici la 50, nici la 60 de ani. Pentru că eu am locuit la Viena 5 ani și jumătate, aproape 6 ani. O femeie în vârstă care nu are nevoie de atenție sau de intimitate sau de a se manifesta este după 80 de ani. La 50, la 60 de ani și la 70 de ani sunt atâtea modele în lumea întreagă care iau viața de la zero, oricând te poți reîntoarce la feminitatea ta și capeți acea putere de nu te mai interesează nimic. Încep să ai forță interioară. Da. Și în momentul ăla noi nu putem să schimbăm ceea ce se întâmplă în jurul nostru, dar ceea ce putem să schimbăm este pe noi. Ce se întâmplă în lumea noastră interioară. Sigur că da. Atitudinea noastră față de ce se întâmplă. Față de ceea ce se întâmplă. Și în momentul când atitudinea noastră se schimbă, se modifică și ceva. Și încet, încet, parcă vorbele acestea, care poate le poți primi în continuare, nu le mai primești cu asemenea intensitate. Se transformă. Dacă pornim de la femeia spirituală spre care trebuie să trecem noi, la o altă conștiință, fiecare dintre noi femeile, care dacă ne privim ca și surori, da, cel puțin asta tind eu în comunitatea școlică pe care o am, dacă vedem soră în fiecare, nu va răvni nicio femeie la bărbatul alteia, știind că rănește o soră, da? Nu vor mai fi atâtea divorțuri, asumarea asta că totuși, tu îți reprimi feminitatea când invidiezi și judeci altă femeie. Și complimentul de la o femeie este mult mai prețios. Și scade și frecvența de vibrație și mai mult. Exact. Cu cât există, de aceea trebuie să avem foarte mare grijă la gândurile noastre. Pentru că gândul are o forță extraordinar de mare. Mult mai mult decât o acțiune. Apropo, atenție foarte mare la gânduri. Pentru că un gând poate să se manifeste pe plan fizic foarte repede. Nici... Trebuie să avem mare atenție și asta putem să o facem într-un mod conștient. În momentul când apare un gând negativ sau dacă apare un gând de invidie sau de frustrare, sau noi trebuie să o conștientizăm, să spunem ok, în momentul ăsta mi-a venit acest gând și trebuie să-l transform în ceva pozitiv, în altceva.
Și aici ar putea să fie bune aceste exerciții, nu? Adică, practic, gândurile astea negative, eu trebuie să le scot, păi să le elimin. Și să-mi concentrez atenția asupra unor exerciții fizice care țin de corpul meu și atunci mintea se calmează. Da. Nu? Cam asta e ideea. Femeia spirituală, când privește în jurul ei și vede doar frumosul, ține de exercițiu, efectiv. Când încerci să dai iubire și frumos din tine, exact ce spuneam, de ce atragem persoane de un anumit tip, da? Uh-huh. Sunt de 2 ani cu Școala Feminității în România, dar nu am avut niciun om care să mă hăituiască sau să-mi spună hai că bați câmpii sau rezultatele femeilor cu care lucrez și tu și eu și tu cu cine interacționezi, de fapt asta este oglinda noastră. Mulțumim bunului Dumnezeu că încercăm să evoluăm în fiecare zi și asta ar trebui să fie conștientă fiecare femeie. Că gând cu corp și dorința de a evolua și de a transmite, pentru că fiecare dintre noi acționăm la gândirea, la energia, la iubirea colectivă. De femeile vor transforma. Suntem cu toții interconectați, asta este clar. Energia asta se transmite de colo-colo și noi ca femei cred că trebuie să conștientizăm și mai mult chestia asta, că energia mea transmisă pe căi corecte poate să aducă iubire, liniște sufletească și altora, sau dacă o transmit pe energie de-aia negativă și joasă, pot să fac rău soțului meu, partenerului de viață, copilului meu, părinților mei, prietenilor mei și mie însămi, că până la urmă, dacă pornește de aici, ăsta e centrul meu. Dacă centrul meu e colcă aici o negativitate, normal că mie mi-e rău și eu știu că există chiar gândurile, că gândurile negative pot aduce inclusiv boli, adică inclusiv cancerul, ca să o spunem așa pe șleau. Categoric. Nu? Categoric. Nu? Iar la tine este un pic de oboseală acumulată, aș spune eu, că tu ești foarte solicitată. Da, dar îmi place ceea ce fac. Da, și în momentul în care femeia trebuie să tindă și spre relaxare, atunci își mai eliberează din emoțiile negative când tinzi, sau graba asta de a merge cât mai repede și de a face foarte mult, vorbesc la femeile din ziua de azi, în general, să le facă pe toate, să acopere toate sferele vieții, toate aspectele. Și aici recunosc că și eu încerc să le fac pe toate. Nu putem fi perfecte. Dacă pornim de la premisa asta că nu există perfecțiune și dacă avem lângă noi bărbații pe care îi motivăm, indiferent, nu e partenerul tău, există frate, există vecin, și dacă noi ne uităm cu respect și admirație la bărbații noștri, fără să judecăm, așa vom privi și așa vom face și noi în continuare. Dar femeia independentă spune că le poate face pe toate singură și atunci din subconștient apare acest dispreț, critică, judecată și bărbații asta simt. Exact. Și ajungem... E ca la animale, este vorba de... Da. E ceea ce transmiți, dar transmiți non-verbal. Ok, dar acum am o întrebare pentru voi două. Cum sunt româncele vis-a-vis de feminitatea lor? Pentru că româncele tot timpul au avut în toată lumea asta, au avut un renume bun ca fiind femei frumoase, ca fiind femei îngrijite, care sunt chic, adică chiar sunt. Dar totuși eu acum am auzit că există foarte multă tristețe și foarte multă teamă și foarte multă delăsare de sine și vreau să vă întreb dacă totuși suntem pe drumul cel bun sau nu, pentru că e clar că am pierdut lucrul ăsta. Undeva s-a întâmplat ceva și dacă l-am pierdut. Suntem pe drumul cel bun? Da. Adică cum vedeți, cum percepeți voi româncele? Că vorba aia, voi lucrați cu femeile de aici. Din ceea ce simt eu personal, eu simt că există o dorință foarte mare spre evoluție spirituală. Mai mult decât anii precedenți. Da. Dacă acum câțiva ani discutam despre aceste subiecte, cred că era un subiect mai tabu și mai pus așa, în cutie, în spate, nu puteai să vorbești despre el așa cum vorbim astăzi, într-un mod deschis. Se dorește, dar totuși, cum ai spus, Dana, există această teamă. Această teamă, dar această teamă de fapt vine tot așa undeva din subconștient. Dintr-o energie colectivă, energie colectivă feminină transmisă din generație în generație. Eu lucrând și cu, fiind la origine ucraineancă, lucrând cu doamne vorbitoare de limba rusă, ce am observat în comparație cu româncele, există într-adevăr durere, emoții reprimate, multă rușine și multă vinovăție.
acumulate în energie colectivă și pleacă de la tiparele și scenariile greșite pe care le-au primit femeile și transmise din moștenire. Și convingerile pe care li s-a... Da, că, deci, să femeie, deci... că să fii femeie este foarte greu, da. Că ai de o luptă grea, să te naști, că am născut femei, am născut fete foarte greu. Noi fiind mame de fete, uh-huh. mi se pare o frumusețe, un dar divin, Absolut. Un cadou. Absolut. Dar în momentul în care nu se lucrează la tiparul acesta de a vindeca, de a accepta mama așa cum e, pleacă mama fiind un transmițător și o legătură cu neamul tău strămoșesc, cu femeile din neamul tău. Practic tu îți închizi acest canal cu toate femeile care îți pot veni ca forță, ca putere, ca ajutor. Și este fantastic ce se întâmplă când într-un grup de femei, în 3 săptămâni, pleacă de la un punct și ajung să-și venereze mama, să o accepte. Asta nu înseamnă că uiți, schimbi atitudinea, că și mamele, bunicile, în mod inconștient au transmis, poate anumită duritate, poate neglijență, fără să vrea, orice mamă sănătoasă își dorește binele copilului. Și atunci, în momentul în care începi să lucrezi cu primul tip, primul exemplu de feminitate, cu mama, da? De la ea te conectezi cu femeile din neam, prin tălpile picioarelor, prin rădăcini, apoi încerci să-l accepti și pe tata, dacă, Doamne ferește, a existat abandon, dacă a existat critică, autoritar, primul model de masculinitate. Uh-huh. Și aici feminitatea și masculinitatea pleacă din familie și dacă noi le vedem cu alți ochi, acceptăm, schimbăm atitudinea, ne deschidem canalele către o sursă nemărginită de energie. Dragoste și iertare. Simt aceste două cuvinte. Nu? Ele sunt și recunoștință, Da, și recunoștință. Sunt cele mai importante. Cele mai importante. Sigur că okay. da. Adic- și trebuie cumva să nu mai avem acel sentiment de vinovăție, pentru că noi trebuie să înțelegem că am avut niște lucruri în subconștient în copilăria noastră, am văzut poate niște lucruri în familia noastră, toată lumea am simțit, nu e așa? Dar se vindecă, vă spun și se vindecă, tu spui că se vindecă. De 10 ani, femei care mi intrau în cursuri cu lacrimi și roaie, li se scutura tot corpul. Da. Astăzi au niște relații nemaipomenite, nu s-a schimbat mama și a schimbat ea atitudinea. Și mai e un secret, dacă mama nu a fost model, dar slavă Domnului, câte modele feminine există în jurul nostru. Poți prelua, poți adopta între ghilimele și poți să te inspiri de la atâtea mame care îți dau, da, din cunoștința lor, din energia lor. Și pur și simplu să înțelegi că ne-am ales părinții pentru a trece prin anumite lecții karmice. Lecții karmice, exact. Și dacă ne-a fost să... dat să trecem, exact. Și în momentul în care vorbim de neîncrederea în sine, ai ales o mamă sau un tată mai dur, mai autoritar, tocmai în ideea să te accepți, să te iubești așa cum ești și să poți să transmiți mai departe. Uite, de exemplu, cum eu mi-am pierdut părinții atât de devreme. Da, știu. Și a fost o durere foarte mare pentru mine. Puteam să mă duc și să cad și să mă victimizez și să-mi iau viața într-o direcție care nu este tocmai benefică, dar eu tocmai mi-am transformat această durere în putere. Uh-huh. Și multă lume, tocmai ce am, înainte să vin aici la filmare, am vorbit cu cineva care era cu lacrimi văzând un interviu anterior care am făcut săptămâna trecută despre acest subiect și a spus, m-a emoționat atât de mult cum ai vorbit, Julia, despre părinții tăi, despre tot ce s-a întâmplat. Și asta este una dintre motivele principale pentru care vorbesc de acest subiect, pentru că îmi dau seama cât de multă suferință există în jurul nostru. Fiecare dintre noi are ceva care a trecut, dar asta este frumusețea. Putem să vindecăm. Putem să ne vindecăm și există un film care mi-a plăcut foarte mult, care se numește Collateral Beauty. Ah, da, da, da. Și Helen Mirren, care a interpretat-o, un înger, uite, mi se face pielea de găină, sau un spirit, a spus, be careful to watch and see the collateral beauty. Pentru că tocmai ce el își pierduse copilul de cancer și nu accepta. Și multă lume și îmi spune, ok, Julia, de ce atunci sunt copii care sunt bolnavi, care părăsesc acest plan fizic terestru atât de vreme? Și există o explicație, Ludmila, cu siguranță. Da. Există o explicație pentru absolut orice se întâmplă. Tot ce se întâmplă în momentul de față există. Iar noi suntem creatorii vieții noastre. Iar unele persoane vin în lumea asta tocmai ca să-și ardă karma,
ca să învețe anumite lecții, poate să învețe pe anumite persoane din jurul lor anumite lecții, tot așa. E foarte complex. Da, uite, pe mine mă interesează foarte tare să înțelegem din această discuție, mai sunt foarte puține minute, deci a zburat timpul, că dacă suntem femei, trebuie să ne acceptăm darul ăsta dat de Dumnezeu, că ne-a creat femeie, că suntem cele care creează și dau viață pe pământ, că trebuie să ne îngrijim și să ne iubim pântecul și că nu trebuie să ne fie rușine de sexualitatea noastră și uterul, exact. Să aducem cât mai multă energie aici. Energie. Că nu trebuie să ne fie rușine că suntem femei, pentru că chiar dacă societatea a pus niște embleme, așa, etichete, că dacă ești femeie, nu știu, trebuie să fii, cine știe, mai prostuță sau trebuie să stai acasă la cratiță sau dacă ești blondă, ești așa, dacă nu știu ce, dacă nu știu cum. Poți să stai la cratiță și să fii superbă și feminină. Dar apropo de chestia asta, știi că, uite, n-am intrat deloc în subiectul ăsta, că o femeie se simte femeie atunci când este iubită și, și își dorește să atragă această dragoste și această admirație, mai ales din partea iubitului, soțului, partenerului. Ea întotdeauna se uită la el așa, vrea mult să îi se ofere lucrul acesta. E cu semnul întrebării, femeia care nu își oferă ei, exact, iubire, atenție, răsfăț, e o anumită cerșeală, noi psihologii o numim o mică traumă, ce nu ai primit de la tată, încerci să cauți și să primești de la partener. Vindecând relația cu tata, acceptându-l așa cum e, te deschizi și atunci îți oferi tu și privești partenerul altfel, ca bărbat, nu ca un tată. Okay. Și e o diferență. Foarte interesant ceea ce spui. Dar feminitatea aceasta, cum o putem cultiva astfel încât să nu dăm în ridicol, în penibil, în vulgaritate? Adică, de exemplu, o femeie... Cunosc femei care sunt soții, da? Și spun, da, eu nu fac cu soțul meu cine știe ce, că o să zică că sunt femeie ușoară sau că cine știe ce gărgăune am în cap. Dar el, pe urmă, se duce la alta, că aia face, știi? Și atunci, cum îmi exprim eu feminitatea astfel încât să-l țin acasă, să-l țin fericit, să fiu și eu fericită, să nu conducă totul spre o relație toxică, să nu existe lipsa asta de... Deci, în primul rând, dacă nu pleacă de la mame... Îmi place cum spui Dana. Păi da. Dana spune lucrurile pe nume. Păi eu știu, știu la ce se gândesc femeile acum. Concrete, și da. Știu și eu prin ce am trecut. Și știu prin ce au trecut o grămadă de femei. Da. Adică eu chiar... Suntem mame de fete. Da. Fetele mele au 19 și 17 ani. Are 28. Wow. Mai puțin și se mărită. Super. Gândiți-vă că dacă noi ca mame nu le transmitem anumite tradiții, anumite îndemânări, o anumită înțelepciune, totul se învață. Inclusiv de a-i subiectul tău deschis, de a fi o iubită bună, senzuală, de a fi femeie, de a se manifesta feminitate și sexualitate, se învață. Dacă nu au învățat mamele și bunicile... Păi nu, mamele și bunicile îți spuneau că e ceva rușinos? Te rog frumos? Exact. Deci rușinea din ovăție care absolut pleacă de acolo. Da, da? Nu, și totul era făcut cu perdea așa și nu, adică... Doamne ferește să nu fi fost virgină la căsătorie. Da, sau Doamne ferește. Dar sau discuția aceasta de mică, rochia să fie lungă, auleuții să văd chiloței, că da, e rușinos, da, să ai dezgolit un număr, e rușinos da, să fii... Da, eu învăț fetele mele, de exemplu, exact. Stefania mea, cea mică, îi place să meargă prin casă așa și spune, știi ceva, Stefanie? Foarte bine. Să ai încredere în tine, să nu-ți fie rușine. Și îi induc asta la nivel de subconștient și Ana are 10 ani și umbră prin casă, n-am o problemă. Goală. Da. Foarte bine. Nu am niciun fel de problemă, pentru că nu vreau să aibă această rușine. Da. Asta nu înseamnă să te duci pe stradă, să nu mă înțelegeți greșit. Nu, normal, că de asta simt vorba... că linia e fină între a fi feminină și a fi vulgară. Da, dar goliciunea feminină... Nu este vulgar. Nu, dar și o femeie care este feminină, indiferent cum este îmbrăcată, ea emană această energie. Se vede sub haine, indiferent cu ce este îmbrăcată. Într-adevăr, rochile ajută să ne împământăm culorile, roz, bleu, mai puțin, da, să fim pe cenușiu, să strălucim și prin culori. Aha. Dacă noi transmitem fetelor noastre, da, transmitem în societate că totul se învață, trebuie să existe asumare,
responsabilitate, adică să nu dăm în extrema de fetiță rănită și în jertvă și să învinuim pe toată lumea de problemele noastre. Mm-hmm. Vrei să schimbi viața, schimbă-te tu. Exact. Și nu se schimbă tot victim. Universul tău, se schimbă bărbatul de lângă tine, se schimbă copiii, se schimbă tot și atunci tu atragi doar evenimente care te ajută să înflorești în karma pe această, în această viață. Și ce trebuie să știe orice femeie? Că din tot ce lucrezi acum, nu există să nu ai răsplată pe viitor. Exact. Aici, într-un corp fizic, trăiești un anumit rol, un anumit statut, dar în viețile viitoare, că toată lumea s-a demonstrat că există N și N vieți, avem o sarcină aici, dar ne croim un drum cu multă energie și feminină pe viitor. Și trebuie să evoluăm. Asta este una dintre scopurile, de aceea am venit aici. Exact. Am primit acest corp. Da, am primit această viață și tot ceea ce ni se întâmplă, se întâmplă cu motiv. Și dacă noi evoluăm și avem acces la această cunoaștere și noi spunem, nu există, nu vreau să aud. În momentul când deja ai acces la ea, nu poți să te prefaci că nu există. Pentru că atunci evoluția este mai înceată și atunci te vei întoarce din nou și va trebui să înveți tot așa anumite lecții și on and on it goes. Noi trebuie la un moment dat să ajungem să ne revelăm sinele. Asta este de fapt scopul principal. Da, absolut. Asta este de fapt. Wow! Deci eu nu știu ce ați simțit voi în această seară, dar eu am simțit că am mai crescut puțin având această discuție cu două femei atât de frumoase și iată că și prin felul în care au venit în această seară îmbrăcate arată că emană feminitate, au folosit culoare, au folosit un număr. Deci e un număr gol aici, văd o fluiditate, o rochiță vaporoasă. Deci totul este... Și nu am vorbit. Și încă... Da, și nici nu v-ați vorbit, exact. Adică important este să recunoaștem că femeia este specială și că ea trebuie să emane această feminitate, pentru că dacă își pierde feminitatea, atunci pierde sinele, își pierde sinele și dacă își pierde feminitatea, își pierde strălucirea. Iată, deci până la urmă e vorba despre această energie care strălucește în noi, această aură pe care o simțim. Abia o percepem, dar ea este acolo. Așa că lucrați la chestia asta și uite, intrați pe paginile Giuliei Nahmani și Ludmilei Jalo, ele chiar au aceste cursuri care vă pot bucura. Să ieșiți puțin din stereotipe, să ieșiți puțin din viața voastră și să cunoașteți și alte lucruri și alte femei care sunt la fel ca voi, care gândesc ca voi, care poate au probleme ca voi. Și atunci, iată, această interconectare duce la putere și această energie creatoare. Vă mulțumesc mult de tot pentru discuția din această seară. Bineînțeles, subiectul este extrem de generos. Ar trebui să mai reluăm subiectul ăsta, feminitatea. Mulțumesc Giulia Nahmani, mulțumesc Ludmila Jalo și nu uitați să ne urmăriți Ego Life pe ego.ro pentru că, iată, noi venim cu astfel de subiecte către voi. Să ne facem viața mai frumoasă. Vă pup!